Ok, un alt lucru ce trebuie verificat sunt lichidurile, cum este în cazul nostru pompa de ambreiaj, pompa de frână de mână și pompa de picior. Așa, antigelul din radiator, acestea trebuie verificate să fie la nivel și periodic schimbate. Este recomandat ca măcar o dată pe an să le schimbați. Acum depinde și de numărul de ore de funcționare, dar foarte puțină lume ține cont de treaba aceasta. Desfacem căpăcelul pentru a vedea nivelul. Aici avem pompa de ambreiaj, garnitura, da, este la nivel, a început deja să curgă, este foarte ok, deci culoarea lui arată foarte bine, este transparent, nu este murdar, ok. Vom pune la loc garnitura, așa, căpăcelul. Aveți mare grijă, lichidul de frână atacă foarte rău și plasticul și vopseaua. Este recomandat să ștergeți și să spălați foarte bine după ce umblați și dacă în cazul în care vă cade pe undeva, se scurge pe undeva, să aveți mare grijă. Așa, strângem la loc. Curățăm. Ștergem foarte bine. Ne mutăm la pompa de frână. Ok. La pompa de mână, aici avem nivelul, gemulețul de nivel. În cazul nostru se observă destul de bine, dar o să desfacem și capacul ca să vedem mult mai bine, să inspectăm mult mai bine lichidul de frână. La fel ne uităm, da, este la nivel, la fel lichidul arată foarte bine, nu este murdar, rămâne momentan așa. O să facem și un video despre schimbarea lichidelor. La fel, ștergem foarte bine. Tot suntem aici în partea din față, verificăm și antigelul din radiator. Ok. Nivelul este ok. Imediat luminăm să vedeți și culoarea. Ok, uitați și culoarea. Arată foarte bine. Este curat și este la nivel. Acum lichidul de frân la pompa de picior.
Ok, la fel și la pompa de picior, avem gemulețul de nivel, se vede lichid înăuntru. Pentru a fi mai sigur, desfacem căpăcelul să vedem și înăuntru cum arată prin geam. E posibil să vă păcălească puțin, să nu fie foarte vizibil. Așa, un alt lucru ce nu vi l-am spus, dar o să-l discutăm în clipul când o să schimbăm și lichidurile, este întotdeauna să folosiți ceea ce este recomandat. De regulă este chiar inscripționat pe căpăcelele pompelor, cum este în cazul acesteia. Acesta fiind originală, cele de mână nu sunt căpăcelele originale. Aveți grijă la mizeria aceasta să nu intre înăuntru. Da? Și haideți să vedem și culoarea lichidului. Ok. Deci să vedem. Da, arată bine și acesta, este la nivel. Uitați și culoarea lichidului, este foarte, foarte curat. Arată foarte bine, este și la nivel. Deci este în regulă. Nivelul lichidelor este în regulă. Cam așa se verifică și nivelul și lichidele la o motocicletă. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.